Reprezentanții primăriei Târgu Jiu au dat asigurări că sala sporturilor din Târgu Jiu va fi gata până la campionatul european de box. Stadiul lucrărilor a fost verificat și de secretarul general al Federației Române de Box, Viorel Sima. Viceprimarul din Târgu Jiu, Aurel Popescu, spune că s-a început deja montarea scaunelor, iar până pe 20 februarie sala va fi gata. Secretarul general al Federației Române de Box, Viorel Sima, a ajuns la Târgu Jiu pentru a discuta cu autoritățile locale despre organizarea campionatului european de box. Sima este mulțumit de ce a găsit la Târgu Jiu. În momentul în care am venit prima oară aici, la Târgu Jiu, împreună cu colegul Cătălinu Dubașa, am rostit o frază în care chiar am crezut că avem ocazia să scriem istorie pentru Târgu Jiu și pentru România cu acest campionat european și mă bucur că acest lucru s-a întâmplat. Le mulțumesc din partea Federației Române de Box, a mea personal și a domnului președinte Vasile Câtea, oficialilor primăriei, domnului viceprimar în mod special. Viceprimarul din Târgu Jiu, Aurel Popescu, a dat asigurări că sala sporturilor va fi gata până la evenimentul ce se va organiza în perioada 24 martie-2 aprilie. Importanța pe care o are acest eveniment va fi și pentru noi la nivelul cel mai înalt, cel mai serios pe care îl putem aborda. Vreau să vă spun că am insistat foarte mult în ultima perioadă de timp ca locațiile pe care le-am discutat în urmă cu circa 2 luni de zile cu reprezentanții Federației Române de Box să fie în totalitate pregătite pentru ca acest eveniment să fie organizat așa cum ne-am propus și așa cum am văzut că se organizează la nivelul cel mai înalt. Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Ninel Muja, a dat și el asigurări că instituția pe care o reprezintă va susține organizarea acestei competiții. Pentru noi contează extraordinar de mult. Sportivii sunt mesageri ai imaginii, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Gorjul are dotare care să permită desfășurarea unor asemenea competiții. Înainte de campionatul european de box Under 22 la Târgu Jiu, se va organiza și campionatul național de box.